de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. La dimineața, oameni buni, cine a avut chef aseară a stat să vadă rezultatele din America, bineînțeles că încă nu se știe sigur nimic, dar se pare că domnul Trump va mai sta un mandat la Casa Albă. Nu știu dacă e bine sau e rău, însă e așa un spectacol acolo interesant. Până atunci, însă, să ne întoarcem la Piatra Neamț. La Piatra Neamț, ieri, am avut prima conferință de presă a noului primar, prima conferință de presă adevărată a noului primar, Andrei Carabelea, conferință de presă în care a dovedit că a învățat ceva pe timpul campaniei și a anunțat o primă măsură care trebuia luată de mult la primărie, și anume renunțarea la acei pensionari care nu-și mai aveau locul acolo. Dar întotdeauna să renunți la pensionari este o soluție, trebuie să renunți la pensionarii care ți-au adus pagube în instituție, nu neapărat la cei de care mai ai nevoie. Am înțeles că unii vor rămâne ca voluntari, au fost mai ciudat așa. Asta este punctul bun din conferință. Un alt punct bun este că cel puțin unul din trei, deși cred că doi din trei consilieri personal pe care i-a prezentat Carabelea în conferință sunt convingători. Și cred că vor fi de bun augur acolo unde sunt și unde au fost puși. Cel puțin domnul care lucrează în construcție a avut alură de primar, ca să spun așa. Cu cuvintele la el, se pare că și cu cunoștințele de specialitate la el, dacă te uiți în CV, om care impune și care se pare că știe ce are de făcut. Partea mai puțin reușită în conferința de presă a ținut de proiectul european acela cu reconfigurarea drumurilor. Ni s-a spus, domnule, chiar dacă e prost, zice, avem de ales între a renunța la banii europeni sau a-l face. Și eu nu voi renunța la banii europeni. Acum, cum să spun, e ca atunci când, scuzați-mi comparația, te căsătorești și știi că ai o problemă cu cine te căsătorești. Ca să fim în ton, bărbat-femeie. Așa. Deci, facem un lucru prost și după aceea vedem cum ne descurcăm. Dacă este prost, într-adevăr, proiectul, atunci trebuie discutat. Și văzut dacă merită să-l faci. Dacă este prost, dacă este doar bun și poate fi îmbunătățit, vezi dacă poți face lucrul acesta, dacă nu și este prost, nu-l faci. Cu toate riscurile, că de asta ești primar, poți să-ți asumi, mai ales acum la început de mandat, lucruri care trebuie sau nu trebuie făcute. În rest, o conferință de presă normală și să reținem că astăzi, împreună cu câțiva oameni din primărie, Carabelea va pleca la București să negocieze, ghilimelele puneți dumneavoastră, diverse ajutoare pentru ca primăria Piatra Neamț să primească fonduri. Aici nu mai este nevoie de negociere, aici nu mai este vorba de negociere. Aici sunt discuții deschise și probabil că s-au identificat și niște soluții, să vedem care sunt acestea și cum vor fi. Ieri promiteam în emisiune că vom avea invitat pe domnul Radu Firăstrău, directorul DSP Neamț, pentru că situația nu este deloc în regulă în Neamț. Încercăm să-l prindem.
Am promis că îl sunăm la 8.35. Este 8.35 și sperăm să ne răspundă. Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnule Bălănescu! Îi salut pe toți cei care vă privesc în acest moment. Domnul director, nu știu dacă v-ați uitat azi noapte la alegerile din Statele Unite, dar eu vă provoc să discutăm despre ce se întâmplă în județul Neamț și vreau să vă rog dacă ne faceți rapid o imagine asupra ceea ce știm în acest moment, chiar cu date actualizate față de ieri, dacă le aveți, în privința pandemiei. Sigur. Trebuie să precizez că voi oferi datele pe care le avem la această oră până la ora 13, când vor fi comunicate datele de la centru, de la grupul de comunicare strategică. Situația se va modifica. Până în acest moment au fost lucrate 58.226 de teste pentru cetățenii din județul Neamț, respectiv 19.364 de persoane au fost testate. Deci asta de la început, de la început, de la început, de la începutul pandemiei din luna martie. 19.000 de persoane testate. 19.000. Da. Bun, vă rog. Dintre acestea, 6.573 de cazuri au fost confirmate. Am făcut o situație pe ultimele două săptămâni, respectiv sunt 1.548 de cazuri în ultimele două săptămâni, 821 de cazuri în ultimele 7 zile. Până în acest moment, astăzi avem 111 cazuri noi raportate, dar v-am spus până la această oră. Modifica, probabil o să mai adăugăm încă 20 sau 30 de cazuri la ora 1. Adică ne menținem în trendul din zilele anterioare. Ieri au fost 122, probabil că astăzi ne ducem tot pe acolo. 130, nu? Da, da, poate se va depăși puțin. Așa. Până în acest moment sunt 161 de decese. Astăzi sunt 380 de persoane infectate SARS-CoV-2, persoane care sunt internate în spitalele COVID la noi din județ, deci Bisericaniu și Spitalul Județean împreună. 45 de persoane suspecte sunt internate în Spitalul Județean. În ATI se află momentan 16 persoane, dintre care 7 sunt ventilați. Aici trebuie să precizez faptul că în acest moment secția ATI este dotată cu 15 ventilatoare pentru COVID și într-un viitor, sperăm noi cât mai apropiat, vom mai primi 5 ventilatoare de la minister. Deci ne vor duce în 20, da. Da. Am vorbit ultima dată, cred, cu dumneavoastră aproximativ două săptămâni în urmă. Așa. V-am spus că în octombrie se va atinge cifra de 3.000 de pozitivi. Așa a fost. Îmi pare rău că am avut dreptate. Sunt 3.036 de cazuri în octombrie. Iar în noiembrie, în 4 zile sau în 3 zile și jumătate, avem 275 de cazuri. Azi suntem în 4. Există mai multe focare. O să le nominalizez fără să vă spun câte cazuri sunt în fiecare. Vom face lucrul acesta în comunicatul de presă de vineri. Care sperăm că de data asta să ajungă. Aceasta a fost prima săptămână în care am întârziat, într-adevăr, cu două zile, datorită raportărilor numeroase pe care am avut să le facem în diverse platforme. O să, dacă îmi dați voi, o să fac câteva specificări și în legătură cu acest lucru. Prin urmare, avem mai multe focare în desfășurare, sunt focare mai vechi, în care mai descoperim câteva cazuri în fiecare. Este vorba de Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț și Spitalul de la Bisericani. Avem aici în cadrul secției de îngrijiri paliative. Centrele rezidențiale în care există focare sunt Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț, Complexul de Servicii Ozana Târgu Neamț, Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap, CSPAH Roman, Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, Centrul Social Pietricica, tot din Piatra Neamț,
Centru de Îngrijire și Asistență Oslobeni. Acestea sunt centre rezidențiale, focare, mai avem un centru de dializă MediCenter din Târgu Neamț, la Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, Tribunalul Neamț și Direcția Taxe și Impozite Neamț. Deci avem ceva. Instituții. Sunt ceva, v-am spus. Instituții. Majoritatea sunt focare vechi, în care mai descoperim câteva cazuri. Da. Acum, haideți un pic să vorbim și despre DSP. Cum stați ca număr de persoane? Câți medici epidemiologi mai aveți la DSP? În acest moment avem 4 medici epidemiologi. Sunt persoane cu toții, nu doar medicii. Sunt persoane dedicate care își fac treaba foarte, foarte bine. Recunosc că mai sunt zile în care ne simțim epuizați, poate sunt momente în care chiar suntem depășiți, dar când ajungem în această situație, ne gândim la medicii din prima linie, nu la medici, sau toate cadrele medicale din prima linie și asta ne dă forță să continuăm. Deocamdată ținem oarecum situația sub control. Am beneficiat și de delegări din cadrul personalului din rețeaua școlară. Au mai fost făcute angajări pe perioadă determinată de 6 luni. Deocamdată cred că ne descurcăm. Bun. Acum vorbeați ceva de raportări. Haideți să vedem un pic. În legătură cu raportările este întreagă discuție. În unele județe din țară situațiile se fac mult mai rapid publice către presă și către populație. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt testați și așteaptă acasă rezultatul și el le este comunicat chiar și atunci când este vorba de o veste bună, mult mai târziu. Ce se poate face în sensul ăsta? Ca lucrurile să intre într-o normalitate. Noi comunicăm zilnic către prefectură incidența, cazurile pozitive le comunicăm zilnic. Eu zic că am comunicat destul de bine cu presa. Acum Ministerul Sănătății a proiectat un sistem informatic care permite informarea rapidă a pacientului, atât a pacientului cât și a medicului de familie în timp real, cu privire la rezultatul testului. Noi raportăm într-o platformă care se numește CoronaForm, de fapt una dintre platformele pe care raportăm, fiindcă sunt mai multe, iar de acolo o aplicație transmite automat rezultatul testului, indiferent că este pozitiv sau negativ, către persoana care s-a testat și către medicul de familie. Sistemul este funcțional astăzi, chiar astăzi vor începe primele testări. Eu zic că va fi un succes și un lucru care va îmbunătăți în special transmiterea rezultatului către pacient și în viitor, într-o etapă următoare, și a buletinului de analiză către medicul de familie. Bun. Pe e-mail. Eu cred că acest sistem ar fi trebuit să funcționeze. Astăzi deja o să avem primele probe. Eu am tot bineînțeles că la început vor fi mici disfuncționalități, dar eu sunt convins că în cel mai scurt timp va funcționa la parametrii optimi. Bun. Acum să ne întoarcem la prima cifră pe care mi-ați dat-o, 19.200 sau 300 de persoane care au fost testate în Neamț. Nu vi se pare că e cam puțin? Pentru că e clar, unii au fost testați de mai multe ori, am înțeles, 50 și ceva de mii de teste. Aproape 60 de mii de teste au fost lucrate. Eu acum vorbesc despre persoane. Pentru că avem următoarea situație. În județele unde se testează acum la un număr de teste extrem de mare față de restul zonei, gen Cluj, Timiș, unde există și posibilități financiare mai mari, rata de infectare este mult mai mare. Și avem județe care testează mai puțin, unde normal că dacă nu testezi, nu descoperi. Acolo se pare că nu funcționează nici măcar chestia aia, că testezi dacă ai simptome. Deci, noi Neamțul suntem undeva la mijloc cu testele.
Dar mie mi se pare totuși în atâtea luni 19.000 de teste destul de puțin. Nu știu dumneavoastră. 19.000 de persoane. De persoane. Da, 19.000 de persoane. Corect, 19.000 de persoane. Mi se pare extrem de puțin. Am făcut o raportare către București prin care mi s-a cerut să vorbim despre capacitatea de testare la noi în județ. Și probabil că acea analiză a fost publicată în presa centrală. Dar după cum bine știți, noi trimitem foarte multe teste și la Sineva, la București. De altfel, chiar luna trecută... Dar aceste 19.000 de persoane nu cuprind și testele de la Sineva. Deci acum vorbim despre persoane. Am înțeles. Marți, de exemplu, am avut 360 de teste lucrate, adică sunt cele de luni pentru care am primit rezultat marți. Dintre acestea, 122 sau 123 au fost pozitive. Ieri, de exemplu, am trimis 600 de probe doar la Sineva, fără să luăm în calcul ceea ce s-a lucrat la noi în județ. Numărul de testări cum este în creștere. Asta și datorită din mai multe motive se întâmplă. Oamenii au început să se testeze, că legislația s-a schimbat și acum au scăpat, să zic așa, de frica internării, fiindcă nu mai este obligatoriu ca ei să se prezinte la evaluare la spital. Deși eu recomand în continuare, totuși, un examen clinic și paraclinic care constă măcar într-o radiografie și analizele de sânge. Și al doilea motiv este că în acest moment prin medicii de familie se sună la ambulanță și ambulanța ne ajută la recoltarea de probe. Este adevărat că dacă cineva face o solicitare astăzi pentru testare, s-ar putea ca ambulanța să ajungă la el a doua zi. Dar, cum vă spuneam, numărul de testări este în creștere de la lună la lună. Adică dacă luna trecută am avut peste 10.000 de teste lucrate, cu siguranță această cifră va fi depășită în luna noiembrie. Bun. Acum, haideți să o luăm așa. Câte teste se fac pe zi, în medie? Dacă am avut 10.000, înseamnă că testăm la 30 de zile. Testăm cât? 300 de teste pe zi? Cam așa, dar țineți cont de faptul că duminica nu prea se lucrează. Asta este un alt mister. Nu este un mister. Pur și simplu, laboratoarele nu au personal care să asigure o continuitate. De altfel, orice laborator poate lucra, aparatul le permite să lucreze cel puțin, în 3 ture. Dar din cauza personalului nu se poate lucra 24 ore din 24 la un laborator. Am înțeles asta. Angajații trebuie să aibă o zi liberă. Am înțeles asta, am înțeles. Ce nu înțeleg este altceva. Nu înțeleg, cum să vă spun eu, din punctul de vedere al unui manager de spital. Deci, dacă de atâta timp știai că ai nevoie să mai ai niște oameni, că ei sunt pregătiți, și acești oameni care îi avem la laborator au fost pregătiți să lucreze pe PCR-urile acestea. Așa este. Uitați-vă, puteai să mai pregătești 2-3. Nu știu, zic și eu. Nu e așa ușor de găsit personal. Dar uitați, duminica aceasta au lucrat și Spitalul Român și Spitalul Târgu Neamț. Spitalul Județean a lucrat sâmbătă. Deci se încearcă să se găsească soluții, dar... Nu, adică într-o situație de criză, cauți ca manager soluții, plătești dublu, triplu, împătrit, îi aduci, nu știu, era o observație. Nu e singura specialitate, să zic așa, în care există deficit de resursă umană. Da? Știm că în toată țara lipsesc medici ateiști, urgentiști, infecționiști, nu știu, vor mai fi și alte specialități care nu vin în cap acum. Bine. Epidemiologi. Lucrurile astea se pregătesc în timp. În țara asta lipsesc multe, inclusiv conducători, dar asta este o altă problemă. Știți? Nu vreau să comentez acest aspect. Nu, asta o spun eu. Eu atât spuneți-mi, testele din laboratoarele private se decontează? La casă? Dacă sunt efectuate conform metodologiei INSP și dacă au contract cu noi, sigur că sunt decontate de către noi. Există o metodologie prin care
aceste contracte se pot încheia, știu eu, mai rapid cu aceste, cu aceste laboratoare? Noi încheiem contract cu orice laborator care intră în program. Am înțeles. Da? Deci el și trebuie să-și dorească. Intrând în programul și asigură finanțarea de la Ministerul Sănătății. Dar testele care le fac laboratoarele private și sunt, bănuiesc că rezultatele Sinevo, sunt... Sinevo este un laborator privat. Nu, eu vorbesc în Piatra, de exemplu. În Piatra. Avem vreun laborator privat care este în contract cu Casa? Există. Nu cu Casa, au contract cu Ministerul Sănătății. Este vorba despre Antares, care a intrat ieri în program. Deci doar Antares. Nu știu dacă ar fi bine să nominalizez, să pronunț. Nu e o problemă. Mai este un centru privat, probabil, care se află acum în procedură de... Eu știu, Catimedu, cred că, dacă nu mă înșel. Este și el face. Da. Deci nu e o problemă. Deocamdată nu este, dar probabil că au făcut toate demersurile ca acest lucru să se întâmple în curând. Bun, și ei dacă fac acum teste... Nu ne-ar conveni să lucrăm cu ei în Neamț. Dar nu ne convine, nu-mi convine mie ca instituție să împart testele în, nu știu, în cinci laboratoare, să lucrez cu, în cinci laboratoare. De-aia îmi convine să lucrez cu Sinevo la București. Practic, probele ajung acolo la 8 dimineața, ori ajung undeva în Piatra Neamț, ori ajung în București la 8 dimineața, pentru noi e același lucru, rezultatul îl primim. Bun, în acum, același în situații de urgență, apelăm și la... Sigur că da. Mi se pare, mie mi se pare esențial să testăm cât mai mult. Chiar am făcut-o duminica când Sinevo, de exemplu, nu lucrează, lucrăm și probe și la Roman, și la Județean, lucrăm probe. Chiar și la Iași, cu Praxisul. Am înțeles. Deci, da. Deci, repet, numărul de 19.000 de persoane testate, 19.300 de persoane testate în Neamț, vi se pare unul mare sau mic? Nu știu să mă pronunț comparativ cu alte județe, fiindcă nu cunosc sincer situația în alte județe. Eu atât pot să spun că aceste testări au fost efectuate conform metodologiei. Am înțeles. De testare și acest lucru s-a respectat, adică s-a testat țintit. Nu testăm așa mâine toată populația județului Neamț, deși mi-aș dori să avem capacitatea să o facem. Chiar dacă o facem mâine, nu am nicio siguranță că peste o săptămână persoanele care au ieșit negative nu se pozitivează. Deci, și atunci nu putem face lucrul ăsta în fiecare săptămână. Uitați, putem să testăm 500.000 de oameni săptămâna. Am înțeles. Am primit niște mesaje. Dacă ar fi plătite orele din weekend, ar lucra și medicii de la laboratorul Spitalului Județean de urgență Piatra Neamț duminica. Da, dar că nu sunt plătiți. Este o problemă de management asta. Da. Siguranță managerii caută soluții și eu sper că se vor găsi. Da. Până la urmă, testele deci care sunt prin într-un contract cu Ministerul Sănătății, laboratoare private, sunt decontate, am înțeles. Da, bineînțeles. Deci, am înțeles. Sunt făcute prin noi, prin Direcția de Sănătate Publică Neamț. Da. Domnul director, în altă ordine de idei, când ne așteptăm la carantină? Și unde în Neamț? Eu sper că nu se va întâmpla niciodată treaba asta, dar în acest moment... Și cei din Tașca au sperat. Și cei din Tașca au sperat. Uitați că și în Tașca și în Târcău, carantina a dat rezultate chiar foarte bune. La Târcău, la un moment dat, avea o incidență de 5 la 1000, acum au ajuns undeva la 1,77, dacă nu mă înșel, iar la Tașca rezultatele au fost și mai bune, în sensul că ei la un moment dat se apropiau de 10 la 1000, păi iar deci, acum sunt deci, undeva la 1,16. Păi și atunci nu e poate mai bine decât să stăm și să așteptăm să ajungem la 6-10, să intrăm în carantină cât se poate și situația mai bună ca să prevenim, întreb și eu. Cifrele vorbesc de la sine, adică carantina chiar este eficientă. Păi, exact asta spuneam și eu. Dumneavoastră a spus că spera să ne ajungem la carantină. Eu zic că această măsură este ultima care trebuie luată, fiindcă odată cu carantina vin și alte aspecte
negative, să zic așa. Uitați că ieri în Comitetul Județean de Situații de Urgență s-a luat o decizie care de fapt confirmă decizia luată de către Comitetul Național de Situații de Urgență, respectiv în județul Neamț, care are o incidență de peste 1,5 la mie, s-a luat decizia ca în toate spațiile în exterior să se poarte mască. S-a dovedit că nu ne putem baza pe comportamentul oamenilor. În speță, regula era că doar în spațiile aglomerate în exterior să se poarte mască, respectiv în târguri, oboare și piețe. Am fost cu toții în piețe, am văzut că unii respectă acest lucru, dar unii nu respectă acest lucru. Uitați-vă că astăzi în municipiul Piatra Neamț avem o incidență, de fapt incidența de ieri, 4,74. Deci cu ce avem astăzi, sigur ne ducem aproape la 5. Vom calcula, v-am spus, incidența se calculează adăugând cazurile de astăzi, scăzându-le pe cele de acum 14 zile. Dacă cazurile de astăzi sunt, numărul de cazuri este mai mare decât cele de acum 14 zile, clar trendul este crescător. Da, eu recomand totuși populației să respecte regulile sanitare. Nu știu dacă ne putem aștepta la o evoluție favorabilă, pentru că foarte mulți oameni sunt sceptici, din păcate, legat de virus. Dar dacă lucrurile nu vor merge în direcția bună, se poate ajunge la carantină. Eu nu-mi doresc să se ajungă la această măsură. Sistemul sanitar din România încă nu și-a atins limitele, dar este foarte aproape, se apropie tot mai mult de limitele sale, atât umane cât și structurale. Și în momentul în care aceste limite vor fi atinse, niciun guvern din lumea asta nu știu dacă mai poate face mare lucru. Bun, acum, da, vă rog, scuzați. Problema este că rezultatele pe care le avem astăzi sunt o consecință a lucrurilor care s-au întâmplat acum câteva zile, 7, 10, 12 zile. Iar orice măsură adoptată astăzi, pentru orice măsură adoptată astăzi, rezultatele se vor vedea tot peste 10 zile, 14 zile. Da, dacă nu luăm măsuri... Dacă nu luăm măsuri, v-am spus, lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție bună. Trebuie să realizăm cu toții că trăim o situație neobișnuită, care necesită o adaptare pe măsură. Mie nu mi se pare un efort atât de mare să purtăm mască. Unora văd o mare problemă în acest lucru. Dar dacă nu luăm aceste măsuri și nu respectăm regulile sanitare, v-am spus, putem ajunge la carantină, lucru pe care, încă o dată repet, nu cred că și-l dorește cineva. Nu știu, eu cred că cei care văd lucrurile în perspectivă sunt unii care chiar își doresc să se intre în carantină, să nu lăsăm să prolifereze o situație de genul ăsta, dar mă rog, între politica guvernului, politica de stat și realitate este o diferență enormă. Domnul director, acum o întrebare care nu mai ține de COVID, dacă îmi permiteți. Spuneți-mi, în afară de COVID, DSP-ul în momentul acesta, cu ce se mai ocupă? De exemplu, pe mine m-ar interesa foarte tare să știu câte vaccinuri antigripale au intrat în Neamț și dacă există vreo modalitate de control a repartiției acestuia. Dacă medicii de familie mai raportează la DSP căror persoane le-au dat aceste vaccinuri, le-au administrat vaccinurile. Mă bucur că ați adus în discuție acest subiect. Într-adevăr, nu trebuie să uităm faptul că este o perioadă în care crește incidența infecțiilor respiratorii și a gripei. Deci nu mai vorbim de COVID în acest moment. Noi recomandăm populației să se vaccineze antigripal. Dacă pentru COVID nu există încă un vaccin, pentru gripă există. Bun, el există, îl avem și noi în Neamț. Îl avem. Noi am făcut o solicitare pentru anul acesta de 100.000 de doze, dintre care s-au primit până în acest moment 30.000. Următoarele tranșe de vaccin se vor primi etapizat până pe data de 15 decembrie. Avem asigurări că ne vor fi livrate toate dozele. Deocamdată dozele care ne-au venit sunt țintite pe anumite categorii, și anume copii cu vârste între 6 luni și 6 ani, gravide,
persoane rezidente în instituții de ocrotire socială, persoane cuprinse între vârsta de 6 luni și 64 de ani, dar persoane cu afecțiuni cronice și toate persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Deci, deocamdată, pentru aceste categorii au venit vaccinurile, ele se află în stocul medicilor de familie și chiar rugăm populația, încă o dată spun, pentru COVID nu există vaccin, dar pentru gripă deja a fost livrat și vaccinarea, procedura de vaccinare deja este, demersurile au fost făcute. Aproape că îmi vine să rog pe telespectatori să-mi spună dacă în familia lor au fost anunțați membrii familiei că a sosit vaccinul Neamț, că din păcate veștile care ne vin nouă la redacție este că lumea caută vaccin și nu găsește. Da, caută vaccin, probabil vorbim despre persoanele care nu se află în categoriile pe care le-am enumerat mai Vorbim despre cetățenii acestui stat, domnul Firăstrău, ăia conștienți care vor să protejeze și să scoată și banul din buzunar să cumpere un vaccin. Nu putem administra 100.000 de doze în 3 zile. Bun, dacă sunt pe plan local venite, probabil că se găsesc soluții, știți? Deci, românii sunt, românii sunt foarte inventivi. Da. Până la mijlocul lunii decembrie vor fi... Am înțeles. Acum, dacă vine și gripa, și nu cred că ne va ocoli, are Neamțul, sunt întrebat și eu, capacitatea diferențierii celor două virusuri în laboratoare? Adică avem aceste laboratoare real PCR, da? Da, pentru COVID. Pentru COVID. Există această posibilitate? Din ceea ce, din informații... În același? Deci te duci și faci un singur test. Pentru gripă? Nu. Test pentru gripă durează mult mai puțin. Într-o oră se poate avea rezultatul. Sigur că există capacitatea aceasta de testare pentru gripă. Am înțeles. Dacă mai vreți să transmiteți ceva, domnul director, către populație în acest moment? Încă o dată sper să ca populația să respecte regulile sanitare. Am mai spus-o, da, carantina dă, este eficientă, vedem rezultatele, cifrele ne arată foarte clar, dar eu sper că putem limita răspândirea virusului prin pași premergători până la carantină, să zic așa, aceasta fiind ultima soluție pe care putem adopta. Mă scuzați că zâmbesc. Știți foarte bine că aceasta este o declarație corectă din partea dumneavoastră. Trebuie să o faceți și așa este normal și noi facem eforturi să transmitem asemenea informații, dar știm la fel de bine că nu există la nivelul populației această dorință, credință. Prin intermediul dumneavoastră, asta vreau să transmit, atunci, măcar în ceasul al 12-lea să încercăm să respectăm aceste măsuri. Uitați-vă în Europa ce se întâmplă. Sunt peste, nu știu, 20 ceva de țări care au incidența mai mare decât România. Mă uitam acum câteva săptămâni, citeam record în Franța, 5.000 de infectări pe zi și de atunci până acum numărul a ajuns la 50.000. La fel și în celelalte țări. Da, dar vedeți că celelalte țări... 30.000, 40.000. Domnul director, mă scuzați, dar aceste țări pe care le-am amintit dumneavoastră au luat măsuri. Au luat măsuri, încep să iau acum măsuri, măsuri dure. De carantină. Măsuri tocmai, dure. Tocmai de aceea noi trebuie să ne uităm ce se întâmplă în vest și poate conștientizăm și devenim mai responsabili și poate nu vom ajunge acolo. Eu sper din tot sufletul să nu ajungem acolo. Da, am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și vă doresc baftă în continuare. Și vă mulțumesc. Sănătate, numai bine. Deci, este dificil să fii directorul Direcției de Sănătate Publică, să ai pe mână toate datele, să-ți dai seama că trebuie luate măsuri mai dure și să nu poți face acest lucru pentru că există o politică de stat în acest moment, o politică care spune, da, ne descurcăm,
Probabil că fraza ar trebui să continue așa, da, ne descurcăm până la alegeri și după vom vedea. Piatra Neamț astăzi probabil că va atinge 5 la 1000 de locuitori în condițiile în care nu testăm cum testează Clujul, Timișoara sau alte județe mari. Gândiți-vă dacă am testat la nivelul acela, unde am fi acum? Am fi mult mai departe și asta o știu toți cei care ne conduc de la București până la Piatra Neamț și așteptăm să facem 6 în condițiile noastre. 6 în condițiile noastre probabil ar fi 10-12 în condiții de testare mai extinse. Asta e situația, vine și gripa, ați auzit, cine nu credeați, sunt 30.000 de doze de vaccin antigripal în Neamț. Dacă aveți curajul, sunați-vă medicii de familie să vedeți ce vă spun în momentul în care le spuneți lucrul acesta. Astăzi va fi o conferință de presă, am înțeles, la spital, neanunțată încă în mod oficial, la ora 12. La ora 13, prefectul de Neamț va face și el o conferință de presă în care va vorbi despre situația privind coronavirusul și măsurile care se iau. Vom vedea ce ne spun și dânsii, dar situația de acum este cunoscută. Să citim câteva comentarii. Liviu Harbuz, vă salutăm. Medicii de familie au făcut eforturi foarte mari pentru a face față noilor proceduri care implică. Știți că acum trebuie să vorbești cu medicul de familie. Se are în vedere susținerea lor în ce privește echipamentele de protecție. Cum stăm cu vaccinul împotriva gripei sezoniere? Am dat un răspuns. Cu echipamentele de protecție, răspunsul probabil va fi următorul. Medicii de familie nu se duc acasă la bolnavi, iar dacă vin bolnavi la cabinet, trebuie să protejeze singuri. Revenind la primul subiect de astăzi cu primăria Piatra Neamț, un mesaj interesant pentru domnul Carabelea. L-am întrebat aici cum a găsit care sunt funcționarii foarte buni din primărie, că mi-a spus că sunt foarte buni. Mi-a spus că din discuții și recomandări, iată o recomandare astăzi pentru domnia sa. Bună dimineața, la primăria Piatra Neamț sunt funcționari care nu fac nimic. Vai, Doamne, nu se poate așa ceva. Sunt protejați de șefii de birou prin faptul că fostul primar avea pilele lui cu notări anuale pozitive. N-am înțeles, pilele cu notări, primarul sau funcționarii. Sunt mulți la comunicare și piloase la gospodărie comunală, la mediu, la asociația de proprietari, la finanțe și la alte compartimente. Sunt full din ăștia. Este bine că se umblă la organigramă. Cel mai trist caz, unde câștigă bani mulți, după cum vorbește lumea la țigară, este vorba de o colegă probabil aici, este o doamnă la situații de urgență la primărie, nu face nimic, nicio lucrare și este protejată. Păi dacă e la situații de urgență, de ce n-ar fi protejată? Da, în rest, comentarii direct la temă. Ne oprim aici cu comentariile. Să încheiem spunând că mâine dimineață este joi. Îl așteptăm pe domnul doctor Liviu Harbuz în emisiune, îi facem invitația acum direct, pentru că săptămâna trecută ne-a sărit din motive obiective. Poate vom discuta și despre ele în emisiune. Ne oprim aici, vă dorim multă sănătate și aveți grijă. Protejați-vă singuri. După cum vedeți, statul are tot mai puține posibilități să vă protejeze. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, pentru că asta e singura șansă de a merge înainte. Cele bune, numai bine!